mergem un pic așa de carte, să nu te vezi în film. Așa, zicem. Așa. Elevii participanți la o cursă ciclistă aveau imprimate pe tricouri numerele formate din două cifre, a căror sumă este 9. Știind că fiecare elev a purtat un singur tricou, scrieți punctual în ordine crescătoare numerele imprimate pe tricourile participanților și B, numărul elevilor care au participat la cursa ciclistă. De stângă la deci adică la 10 să fie într-un fel 3 și unitățile 6. Și la 12 de 9. Da, deci de tipul AB cu bară deasupra, cum ai făcut domnul profesor. Da. Dar suma lor este de 9, dar lasă-mă să mai citesc o dată. Elevii participanți la o cursă ciclistă aveau imprimate pe tricouri numerele formate din două cifre a căror sumă este 9. Deci, numerele sunt de forma A, B, și cu proprietatea că A plus B fac 9. Știind că fiecare elev a purtat un singur tricou, scrieți A în ordine crescătoare, numele imprimate pe tricourile participanți. Deci, prima întrebare, numele de tip A, B. În ordine crescătoare. În ordine crescătoare. Crescătoare. Și B. A nu se înțelege cu A și B de acolo. 1. 1. Da. Și a doua. Și a doua. Numărul elevilor care au participat la cursa ciclistă. Deci câte numere de acestea? Numărul elevilor. Numărul elevilor. Numărul elevilor. Acum trebuie să vedem toate variantele care se dea suma cifrelor 9. Adică poate să fie 1 cu 8. Deci un prim număr al linii 18. 27. 27. 36. 36. 45. 45. 54. 54. 63. 63. 72. 72. 81. 81. Și 90. Și 90. Corect. Și 90. Nu sunt cuprins între 98. Dar n-aș fi putut să zic 08? Nu. 09, pardon. 09. Da. 09. Nu. Suma nu o face pe 9? Nu, da. Dar matematica nu se crește. Dar pe tricouri? A, da, 09 se poate. Se poate? Da. Ai văzut vreun număr din două cifre cu 0 la început? Nu. Nu. Păi v-am spus că nu e. A, da, bă, dar te crești de pas cu mine. Vreau să te cerți. Și ai spus că matematica nu sunt partea asta. Și ai spus foarte bine. Dar nu ai fost... Te-am păcălit? Da. Tu n-ai fost atât de rău, n-ai fost atât de convins. Păi voi ați spus că deci nu, 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 nu. Totdeauna când vorbim de un număr de două cifre, aici trebuie a făcut observația A diferit de 0. Adică unități și 10. Să fie și cu 10. Obligat. Dar nu există 10. 0, 0, 10 nu există. Ori sunt, ori nu sunt. Da? Deci neapărat A diferit de 0. Asta este esențial. Deci de negreșitul ăsta, am înțeles că varianta asta este exclusă. Nu poate să fie așa. Poate să fie că nu există. Exact, exact. Nu. Asta ar fi o... Doar la dată, doar la dată. Exact, sub tricolul acela, că zicem data a noua. Doar la a patru, a treia, că se va numai a treia. Așa. Deci acolo putem folosi, dar în matematică, așa ai spus foarte bine, când vorbim de un număr de două cifre, prima poziție a zecilor trebuie să fie diferite de 0. Dacă vorbim de un număr al 10 așa, ce observație faci tu? Trebuie să facem cu 100. Deci au trebuie să fie diferite, nu de 0, pentru cel de pe prima poziție. 150, 200. Deci A diferit de 0. A diferit de 0 foarte important.
Deci asta, cu asta ne-am ales aici. Da. Deci numărul AB în ordine de spate, numele ordine de scrătoare sunt. Vine 18, mai mic. Dar și scris aici, da? Da. Dar este în dreptul, ca și răspuns. 18, 27, 36, 40 și... Cât ai zis? Uite-te tu, 45, 54, 63 și te acum am uitat la primele. 72, 81 și 90. 81 și 90. Cât de sumă, da? Da? Ca să răspund și la a doua? 9. Da? Deci sunt de la 1, de la 1 la 9. 9. Dacă ar fi 10, se duceam 900. Deci, 9 sunt, da? Le puteam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Eu cred că până la 90. Electrici. Sunt 9 electrici, răspuns cu aia. Mergem mai departe. Da. Pentru iluminatul pe timp de noapte, într-un parc, s-au amplasat 5 stâlpi. Cu ce ne alegem de la problema asta? Hai să mergem și cu simplu. Da. Ce înseamnă amplasat? S-au poziționat, s-au pus, implantat. Da, s-au pus. Hai să mergem deci, la sinteza. Deci la sinteza ore. Sinteza ore. Teza orei. Spunem așa. A, B, numele A, B există dacă și numai dacă A diferite zero. La fel A, B, C, numele de acestea există, vorbim de ele, de trei cifre, dacă și numai dacă, tot așa. Poate fi 100? Deci, n-are importanță că sunt de 2, de 3, de 4. Există, dar și mai dacă a diferit de B. Asta este important care din copilul trebuie să răție. A diferit de B, C și toate... Aia asta altă poveste, dacă sunt diferite, dar dacă nu spune, important asta. Când vorbești de un număr, din două sau trei cifre, patru și mai departe, prima cifră de mai departe, 12? Da. Corect. Deci ascultă. Pentru iluminatul pe timp de noapte, într-un parc, s-au amplasat 5 stâlpi. Adică 5 boabe. 5 boabe. Uite așa. Stâlpi. Stâlpi, uite așa. 5. 3, 4, 4, 5. 5. Așa. Bun. 5 stâlpi. Distanța dintre 2 stâlpi vecini măsoară 9 metri. Adică trebuie să facem număr 4. Nu știu. Distanța dintre 2 stâlpi vecini. Vecin, 9 metri. Adică trebuie să facem număr 4, așteaptă. Să vedem. Calculați și comparați distanța dintre al doilea și al patrulea stâlp cu distanța dintre al treilea și al cincilea stâlp. Încă o dată. Calculați și apoi comparați distanța dintre al doilea... Ăsta e primul, al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea. Așa. Deci noi trebuie să calculăm și să comparăm distanța dintre al doilea și al patrulea. Uite asta. 2 cu 4. Așa. Și al treilea cu al cincilea. 18 plus 18. Nu, să le comparăm. Să le comparăm. Și să calculăm. Calculați și comparați. Pentru mine. Prima distanță... E de 9 metri. O să zice plus 9! Deci, prima distanță asta de cât este? De 2. De 2 de asta, da? Da. Cât fac? 9 și cu 9? 8. Da, la distanța asta. Tot. Deci, am calculat distanțele 18 înseamnă. Da. Și ele cum sunt? Ca numele mai... Unul mai mare decât altul? Da. Care e mai mare? Niciunul. Păi sunt egale. Da. Deci, spus corect, sunt egale distanțele. Hai să notăm așa. Păi dacă ar fi de la 1 la 5, de la 3 la... De la 2 la 5 era mai mare. Al doilea și al patrulea. Și al treilea și al cincelea. Deci calculăm distanța între al doilea și al patrulea. Și al treilea și al cincelea. Dacă ar fi 2 până la 5, 2 și cu 9 ori 3... Deci răspunsul corect este asta. Deci poate chiar trebuie să înțeleagă că trebuie să-ți 9 metri, nu?
Păi așa spun, că e mai citim o dată. Pentru iluminatul pe timp de noapte într-un parc s-au amplasat 5 stâlpi. Bun. Distanța dintre doi stâlpi vecini măsoară 9 metri. Deci, practic, ar trebui să-și dea seama că toți stâlpii se pun la o anumită distanță, nu? Aceeași distanță. E aceeași. Că zici, distanța dintre doi vecini este de 9 metri. Adică, el trebuia să înțeleagă copilul că toți sunt la aceeași distanță. Toți sunt la aceeași distanță. Doi vecini sunt ăștia, da. Alți doi vecini ăștia, aștept doi vecini, cei toți doi vecini. Mm-hmm. Deci am răspuns în problema asta. Da. Ideea dacă toți că între toți sunt 9 metri. Dar cum trebuie să au plantul? Și atunci, practic, am avut de calculat două racle de așa. Două racle, da. Și din coace tot două racle. Fiind tot două, aceeași 9 și 9. Da, 9 și 9. Ce redactăm aici? După ce facem desenul ăsta, da. Notăm că distanța de la 2 la 4, distanța de la 2 la 4, uite așa și mă fac eu, da, este egal cu 9 plus 9 și egal cu 18 metri. Iar distanța de la 3 la, 3 la 5 egal cu 9 plus 9 și egal cu 18 metri. În felul ăsta am calculat distanța. 8 plus 8, 6. Da. Iar ce putem spune? Că distanțele sunt egale. 3, 6. Rezultă 8. Că distanța de la 2 la 4 egal cu distanța de la 3 la 5. Și este redactarea corectă. Corectă. Da? Da. Bun. Acum, eu am să spun o întrebare. Fie până la putere. Ca să fac un gard. Tu ai fost la bunici, la țară, să zic, nu știi ce înseamnă. Ei împrejmuiesc curtea cu un gard. Da. Și știu aici că latura asta are 12 metri. Iar latura asta are 6 metri. Pun stâlpii, să pun stâlpii din 3 în 3 metri. Deci pun un stâlp aici, la 3 metri mai pun un stâlp, la 3 metri mai pun un stâlp, și întrebarea, câți stâlpi se pot pentru a împrejmui? Adică tot. Și ce fac aia? Și pe partea asta, și pe partea asta. Și laterală? Câți stâlpi se pot? Deci am pus pe primul aici. Păi nu știu. Trebuie să ne gândim. Păi 10! Deci îți zici la întâmplare sau trebuie să gândim problema? Ne gândim. La 12 metri. 36! Asta e că ai adunat metri. Da. Deci am pus aici unul, nu? Primul stâlp. La 3 metri pun încă unul. Deci aici am avut 3 metri. Bun. Acum. Încă 3 metri. Încă 3 metri pun pe al doilea. Cât sare trebuie să pun al doilea pe fesor? Al doilea. Să ne încadrăm în 12 metri. Cât spui, mă zic, aici e povestea, ca să mă cadrez în 12 metri. Avem 9. Cum să nu spui? Nu, ai 12. Acum tu te gândești la 9. Următorul la 9 metri, da? Următorul la 7. Și următorul unde va veni? Ca să mă duc să completez 12 metri. Următorul va fi chiar în colț. Deci câți aveți? Deci 1, 2, 3, 4 și cu ăsta 5. 6, 2, 4 și cu ăsta 5 am pus. E bun. De 3 în 3 e bine. 3 în 3. Ca 5 ori 3 face 15. Ce zic? Nu știu dacă e bine. E prea mult. Noi cât avem? 12, parcă, da? Dar de ce s-a mult la chestia asta? Dar merge! Dar merge! Asta e important, că merge. 3, 6, 9, 12. Deci e bine. E bine, nu? Ideea e bună. Da. E foarte tare chestia. Și acum... Zice, doi. Și acum, întrebarea este... pe partea asta, dacă fac același lucru? În două! Deci cât mai pun pe partea asta, cât mai pun și pe partea asta? Mai puneți
5, 10. Deci 1, 2, 3, 4, 5. 14. 14 copaci. Stâlpi de astea. Stâlpi. Deci... am despărțit pe 12 în 5. Deci pentru 12, pe până la asta e 5. Pe 6 poți să despart în 2, 2 în 2 metri. Nu, nu, tot din 3 în 3. A, tot din 3 în 3 înseamnă că în 2, gata, am făcut un punct și un punct. Pune un punct. Vine și mi-arată unde să mai pun un punct. Nu mai pun. Nu mai pun nimic? Nu mai pun, că e deja un... Dar pe și 6 metri. Este 6 metri și eu vreau să fie de 3. Distanța tot de 3? Da. Cum? Aici. Cum facem? Aici. Deci la mijloc și am făcut odată 3. Da? 3 și 3. Și pe urmă? Și pe partea cealaltă? Partea asta l-am tot. Exact asta. Foarte tare. Foarte tare. Și câți sunt în total până în clipa asta? 14. Sunt 14, da? Cum ai făcut? Nu, 16. Cum ai făcut, mă, de 10 cu 10. 26. Cum? Încă la tăria? 26. De ce 26? Pentru că aici sunt 3. Da. Cu 10, 13. Și cu 10, 23. Dar 10 aici. Sunt numai 5. A, 5? Păi. A, 16. Deci sunt de toți? 16. Mai numărăm. 1, 2. 2, 3. 3, da. 3 cu 5. Da, unde-i 5? Da, unde-i 5? Aici. 1. Dar și pe ăsta de două la prefectură? Numele de două ori pe ăsta? Nu. Asta-i poanta, măi! Te păcărești. Că tu ai zis 3 aici. Și cum nu i-am zis? 1, 2, 3, 4, 5. Ia fie tu atent. Trebuie să dai numele exact. Gata! Aici? Gata, l-am prins. Zău, cum? Cum zic? 5. Cât? 5. Cum? 5 de toți? Da. 5. Ia, 5. Ia numărăm toți. 1. Da. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dar cum vrei să-i scrieți? Îi sari? Nu-i bun. Da, că nu-i bun. Cum nu-i bun? Păi am spus că ai zis doar 3. Păi nu, eu spun că se numără de două ori pe ăsta. Că tu le-ai numărat. Vezi 1, 2, 3. Da. Și faci greșeala de spui 1, 2, 3, 4, 5. Deci se numărești cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Până în colțul ăsta sunt 7. Pe partea asta de câte ori mai fi? 7! 14! Hai să-i numărăm. Păi dacă ați făcut așa, da. Aici dacă faceți așa, faceți invers. Și ar fi același lucru? Da. Hai să ne povedem. E ca un pistol. A, înțeles. Dar, deci încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Că nu te mai duci la repede, nu mă răbă, dar... Deci... Deci te duci două ori? Nu. Băi, ce parte am făcut aici de întâi problema asta foarte tare. Dar tu trebuia să te prinzi așa. Cum am împărțit latura asta cu 5 stâlpi. Da. Și pe cealaltă cu 5 stâlpi. Practic ai 5 cu 5, 10. Și când ai pus numărul mai aici la mijlocul de 11, băi, spuneam numărul 12. Foarte simplu. Da, eu te-am amețit. Că azi, numărul meu, numărul. Și tu îi numărai și două ori pe un loc și ce era pe capul tău. Deci vezi? Vezi? Față din problema asta de aici, am dat una mai dificilă aici. Una dificilă. Nu? A fost mai dificilă? A fost cu fir acum. O să faci și cu fir, mamă, mai e bună, nu? Mai am una. Mai am una. Nu. Vreau să te dăm ora. Nu, ce vede face? Imediat, e asemănător. Iuliana este cu 10 cm mai înaltă decât Iana. Iar Ana este cu 15 cm mai înaltă decât Iana. Scrieți numele fetelor în ordine descrescătoare a înălțimii lor. Încă o dată. Iuliana. Iuliana este cu 10 cm mai înaltă decât Iana. Decât Iana. Segmente. Deci cu segmente. Deci care e medical de aici? Iuliana e cu 10 cm mai înaltă decât Iana. Iana. Deci Iana e cât?
Tot o mare. Segment. Un segment. Ăsta să fie? Liana. Liana. L. Liana, da. Iuliana, zice că este cu 10 cm mai înaltă decât Liana. Este cât ea. Cât ea. Și mai merge mai cu 10. 10 cm. 10 cm. Iar Ana este cu 15. Ana este cu 15 cm mai înaltă decât Liana. Adică... A, la fel ca... A treia fată, da? A, adică ca a este doua. 15 cm mai înaltă decât Liana. Adică decât la... Liana. Cât are Liana? Un segment. Un segment. Segment. Și la segmentul lui Liana, eu aici... Mai punem 15. Mai punem pe 15. Mai fac la... O depășesc pe 10? Un pic. Da. Cu cât se depășesc? Cu 5. Cu 5. Cu 5. Adică corect. Cu jumătatea asta, da? Corect. Da. Așa. Ei, ăsta este de 15 cm. Acum, scrieți numele fetelor în ordine descrescătoare a înălțimii lor. A, Ana, Ioana și Liliana. Ana. Ioana. 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 Iuliana. 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 Și Ana. Și Ana. Deci care e cea mai mare? Ana. Ana. Apoi, Ioana, care e cu 10. Și Ana are... Da, segment. Segmentul. Ei, acum îți dau eu, adaug la problema asta. Atenție, îți adaug ca să o faci mai interesant. Ajung imediat. Fii atenți, îți dau. Suma vârstelor lor. Suma vârstelor. Da. Este egală cu, suma vârstelor este egală cu, 55. 55 ani. S-a calculat cumva? Nu. 55 ani. A calculat. Nu am făcut nimic. Dacă nu am făcut câți ani are fiecare parte? Câți ani are Liana, Iuliana și câți ani are Ana? Păi gata. Cum? Fac 15 minus 55. Îmi doresc și restul care îți fac 10 și îmi doresc Liana. Adică cum faci tu așa că tot mai e. Mai, mai fac 15. Poți vei? Da. Bine, bă. Fac 55. Da, 55. 55. Scazi pe cine aici? 15. Da. 15. Deci 55 minus 15, lasă să scriu eu. Ok, eu scriu da, da, tu scrii. La 55 ai zis, da? Da. 55. Minus 15. Și minus 10. Că scazi să fii toată, da? A, da. Și cu 15. Egal cu 55. 5 minus 5, 0. Plus 0, 0. Noi plus acolo? Nu, că 0 plus 0 minus 0, 0. Așa. 5 minus 1, 3, 4, și cu 1, 3. Când le-am deranjat la rezultat. Deci practic, ai scăzut încă o dată pe 1, da. Ca să înțeleg eu. Alte scuze, ai adunat cu ăștia, da. Care sunt datorii ei, da. Cu stimă să facem 15 cu 10, parcă 25. Era 25, scădeam în 5. Deci din 55 scădem în 25. Nu, nu, nu știu cum făceam. Deci face 30 în final. Da. Cine reprezintă 30 dacă îți spui acum eu ies pe afară și dau... Ana! Nu... Atenție, ia-mi-l din bancă, că se mai bine. Băi, fii atent, dacă tu dai răspunsul corect, acum eu ies pe afară și îți spun la toți prietenii. Există super mare. Există super mare. Atent, vrea să-i tare problema. Ioana! Băi, dacă tu dai răspunsul corect... Ioana! Păi fii atent aici. Am scăzut și pe ăsta și pe ăsta, dar ce-a rămas? Iar suma vârstelor, toate trei la un loc. Adică 10, 10, 10. Adică? 10, 10, 10. Unde 10? Unde 10? Păi îi spart pe ăla, ia până când cred. Dar nu mai scăzut. De segment, zici. De ce? Am înțeles. În 30 era un... 30, 4, 2.
25. Păi am emoție, o fi adevărat, am creator de toate. Ia să vedem, 10. Am emoție, dar fac 55 sau nu? Fac! Fac? Da! Ia să vedem. Deci 10 și cu 20... 10 cu 20, 30. Și cu 20, 50. Și cu 5, când aici. Exact, văd cum să nu. Deci este tare de tot problema. Ai văzut? Dintr-o problemă care părea destul de anostă și destul de... Am făcut-o... Probleme foarte tare. Am făcut-o bine. Am făcut-o corect, da? E perfect asta. Cu fir. Fir. A spus... Un minut. Dar am acum o problemă de un minut extraordinar. Fii atent. Într-un metru, uite ca o fir este. Într-un metru linia. Vreau să pun ardei din 10 în 10 cm. Ce înseamnă 10 cm? Adică pun așa. Pun un ardei aici și la 10 cm. 10 cm. Știi ce înseamnă 10 cm? Uite așa. Uite asta. Asta. Așa. Și la distanța asta pun încă un ardei. Încă un ardei. Și așa până la capăt, câți ardei pun eu? Dar cât are firul ăsta? Un metru. Cât înseamnă un metru acum? Un metru. Un metru înseamnă 100 de centimetri. Perfect. Adică câte zeci de astea? Câte zeci? Câți intră? Câți de 10? 10? 10 de 10. 10 de 10. Deci un metru egal cu 10 ori 10 centimetri. Și atunci câți ardei pun? Câți ardei? Da. 10! Acolo o dipune din 1 în 1? Din 10 în 10. Deci, al doilea ardei. Da, e 10 în 10. Al treilea ardei. Câți ardei pun? 30. 20. Nu, dar ești foarte atent. 10 în 10. 10 în 10. 100. Tu desenat, mă. Ce? Tu desenat, mă, profesor. Ia fi atent. Am pus pe ăsta primul, la doi, la trei, la... Cum se mintele o să ai cu firul tău? E valid. Aici am un spațiu, am un 10 aici. 10! 10! 10 segmente. 10, 10, 100! Așa este, dar vezi tu că e o pantă. Dacă te prinzi acum și îți spui exact, ia ies afară și îți ții până gura. Ce? Pe oricine prindeau pe stradă. Dar ce spuneți? Să-mi spui că răspunsul corect. Ce spun? Spun. Există Super Mario. Are de ce să spun? Să spun exact cum vorbim de ardei. Câți ardei intră? 10! Mai atent un pic. Mai atent. Nu trebuie să mă lași să ies afară. Să spun că acolo pe cealaltă. 11! Și ultima aici este, da? Și tot cu acel. La revedere! La revedere! Să la cine să vă abonăm la Provo Online! La revedere! Și să spuneți la prieteni! La revedere! La revedere! La revedere!